Primarul municipiului Suceava oferă toate asigurările că până pe 30 iunie lucrările la Centrul Cultural Bucovina vor fi finalizate, iar în interiorul clădirii va exista și un cinema 3D. Da, o prioritate pentru acest an, așa cum am spus, este chiar prima prioritate din punctul meu de vedere. Sper să țină vremea cu noi, să mai încredească în perioada următoare să poată lucra la Centrul Cultural Bucovina. Mi-aș dori până la data de 30-6, așa cum am spus, acest centru să fie finalizat și în principiu sala de cinema acolo 3D. Edilul municipiului a precizat că a primit răspuns și din partea conducerii hipermarketului din Lunca Sucevei în privința unui cinema 3D promis sucevenilor. Știți că domnii consilieri au avut rugăminte la mine să fac o adresă oficială la Iulius Mol pentru finalizarea cinematografiilor multiplex. Ne răspunde domnul Dascălu, Iulian Dascălu, președintele grupului de companie Iulius, că până la sfârșitul anului 2015 vor fi finalizate aceste multiplexuri. Sperăm să fie așa, cu cel ce îl va da în funcțiune primăria și cu cele ce vor face la Iulius Mol, să avem cât mai multe cinematografii multiplex pentru 3D, pentru tinerii din municipiul Suceava.